Doamnelor și domnilor, în acest weekend vă propun să ne oprim la o carte ce aduce în discuție întrebări esențiale pentru fiecare dintre noi: prietenia, dragostea, moartea, timpul, realitatea. O carte care trebuie citită în repetate rânduri pentru a-i pătrunde și înțelege adevărurile ascunse. Micul Prinț de Antoine de Saint-Exupéry. Mulți vor spune că nu merită citit o astfel de carte, că e pentru copii, că. Bla, bla, bla. Nu. Nu este adevărat. Este o carte pentru oamenii cu adevărat mari. O carte profundă pentru cei care spun uneori că e greu în lumea adulților și simt uneori că au pierdut ceva prețios: inocența unui copil. Publicat în 1943, Micul Prinț este o descriere dulce a discrepanței de înțelegere existente între o persoană matură și un copil. Povestirea fantastică despre un pilot, eșuat în Sahara, care întâlnește un băiețel de pe altă planetă. Băiatul, care se prezintă ca fiind un prinț, este în căutarea cunoașterii. Micul prinț pune întrebări pilotului și îi povestește acestuia despre viața pe mica lui planetă. Povestirea este simplistă, așa cum sunt poveștile pentru copii, dar cu toate acestea nu se îngadrează în acest gen, ci este povestea unui adult care aproape a uitat ce este important. Este povestea adultului care regăsește lumea imaginației și reînvață să-și deschidă inima. O carte despre simplitatea și sinceritatea copilăriei. O carte despre percepțiile diferite ale copiilor și ale oamenilor mari. Acțiunea povestirii este precedată de reamintirea primei încercări de a desena a pilotului. La o vârstă fragedă a făcut un desen cu un șar pe boa care înghițea un elefant. Trecut de adolescență, povestește cum încerca atunci când credea că a întâlnit persoane lucide, să le arate desenul făcut în tinerețe. Însă nici una nu reușea să ghicească adevărata intenția desenului. Astfel a renunțat să mai vorbească despre visurile copilăriei și continua de regulă cu o discuție banală, simplă, despre bridge, fotbal, golf, politică și cravate. Maturii și-au pierdut o anumită inocență, Puritatea sufletească, și pentru ei este mai greu să înțeleagă lucruri care nu au nimic de a face cu rațiunea seacă. Lipsa entuziasmului pentru lucrarea sa, alături de eșecul total al adulților în a o înțelege, provoacă atâta dezamăgire autorului încât acesta renunță în timp la desen. Mulți ani mai târziu, eșuat în Sahara, ironia face ca prima cerere primită de la micul prinț, care apare fără veste, să fie aceea de a-i desena o oaie. Din acel moment, pilotul și micul prinț sunt de nedespărțit. Pe măsură ce pilotul încearcă să-și repare avionul înainte de a se epuiza rezerva de apă, micul prinț îi povestește despre locurile în care a fost și despre viața pe mica lui planetă. În una din povestiri, micul prinț își dă seama că iubita lui Floare, singura lui posesiune, este de fapt una dintr-un milion de alte flori asemănătoare. Doar după o serie de noi experiențe, prințul ajunge la concluzia că Floarea lui este într-adevăr specială, nu atât pentru că este un trandafir, cât pentru că este trandafirul lui. Povestirea continuă cu întâlnirea prințului cu exponenții planetelor vizitate. Avem aici uh, regele care poate controla stelele, ordonându-le să facă ceea ce ele ar fi făcut oricum. Făcând o analogie aici cu comportamentul uman, este datoria cetățenilor de a se supune, dar doar dacă poruncile regelui sunt bune pentru cetățeni. Vanitosul, care vrea să fie admirat de toți, dar trăiește singur pe planeta sa. Apoi bețivul, care bea pentru a uita că este rușine că bea. Omul de afaceri, care este mereu ocupat să numere stelele pe care el crede că le posedă și pe care vrea să le folosească pentru a cumpăra mai multe stele. Avem și un lampagiu, lampagiul care locuiește pe un asteroid, ce se rotește o dată pe minut. Prințul empatizează cu lampagiul, acesta fiind singurul adult ce se preocupă cu altceva decât decât el însuși. Geograful, care își petrece tot timpul făcând hărți, dar nu părăsește niciodată biroul pentru a explora sub pretextul că acest lucru trebuie făcut de un explorator. În cadrul fiecărui întâlniri, micul prinț se confruntă cu limitele gândirii așa numiților adulți. Prințul învață despre viață, de la flori și animale, în timp ce adulții întâlniți îi arată ceea ce trebuie evitat. În cele din urmă, pilotul este cel care învață mai multe de la micul prinț, în ciuda faptului că băiatul pune cele mai multe întrebări. Există, bineînțeles, și o adaptare cinematografică după cartea lui Antoine de saint exupéry un film de 88 de minute care dispune de o coloană sonoră excepțională. The Little Prince a apărut în 1974 în regia lui Stanley Donan și a luat un premiu Golden Globe pentru cea mai bună coloană sonoră. Filmul a fost nominalizat și pentru cel mai bun film, cea mai bună piesă originală și cel mai promițător debutant micul și blondul pe atunci, Steven Warner, un băiețel de șase ani, selecționat dintre 600 de școlari englezi, care a rămas pentru mulți adulți contemporani, micul prinț. Așadar, vă poftesc să citiți, ori să recitiți, cartea lui saint Exupéry. Apoi puteți vedea și filmul, un juvaier ascuns al cinematografiei universale. Și cartea și filmul vorbesc despre lucrurile care contează cu adevărat în viață, lucruri aparent mărunte, dar care îți schimbă în întregime existența dacă ai ochi să le vezi. Vă doresc să vă bucurați de ele și vă dau o întâlnire săptămâna viitoare la același jurnal de carte.